E pregătirea militară și dacă aveți așa informații și ce grad dețin cei care au subsemnat moțiunea de cenzură? Păi despre un domn deputat m-am pronunțat. Eu știu că domnul Igor Dodon a fost major, dar în urma unui control efectuat de Procuratura Generală s-a stabilit că a fost avansat ilegal în acest grad și a fost retrogradat înapoi la gradul de locotenent, iar experiența lui militară mai constă și în cele 20 de minute cât a stat cocoțat pe tunul de la poarta Ministerului Apărării împreună cu usatăi de mână când au venit să protesteze la Ministerul Apărării. Poate unii cred că 20 de minute cocoțat pe tun e suficient, eu cred că nu.